Odată cu instalarea iernii, riscul de hipotermie devine ridicat, avertizează medicii. Cei mai expuși sunt, bineînțeles, cei care stau foarte mult timp în aer liber, dar și cei rămași blocați în mașini din cauza viscolului. Pentru fiecare situație există câteva reguli care trebuie urmate. Colega mea, Cristina Ștefan, ne spune ce trebuie să facem pentru a evita hipotermia. Bine v-am găsit! După viscolul puternic din acest weekend, urmează câteva zile de ger. Medicii avertizează că există un risc ridicat de hipotermie, mai ales pentru cei care aleg să petreacă timp în spațiul liber sau în cazul celor rămași blocați în mașini sau în mijlocul viscolului. Pentru a vă proteja de ger și viscol, există câteva reguli de care ar fi bine să țineți cont atunci când vă aflați în spații deschise. În primul rând, medicii ne recomandă hainele groase, da, rezistente la umezeală, care să asigure protecția capului, feței și a mâinilor, dar și încălțăminte lejeră, care să nu împiedice circulația la nivelul membrelor. De asemenea, evitați deplasările matinale sau nocturne, când temperaturile sunt extrem de scăzute. Pentru fiecare scădere cu un grad Celsius a temperaturii exterioare, riscul de infarct miocardic crește cu 2%. Foarte important, nu uitați să aveți lichide pentru 24 de ore, dar și alimente și medicația dacă sunteți o persoană cu o afecțiune cronică. Totodată este bine să aveți în mașină pături sau alte mijloace suplimentare pentru a asigura încălzirea. Și să nu uitați atunci când plecați la drum să aveți rezervorul plin și să nu părăsiți mașina dacă este viscol și nu puteți preciza distanța până la adăpost. Pe de altă parte, medicii ne spun să evităm consumul de alcool sau excesul de sedative și nu vă încălziți la aragaz și nu lăsați nesupravegheate sursele de încălzire.